Pentru început, vă amintesc ce am cumpărat de la piață. O țelină, un praz, brocoli, conopidă, trei ceproșii, un usturoi și banac. După cum v-am promis, din tot ce am cumpărat la piață, astăzi voi face o supă cremă de detox. Este foarte sănătoasă și contribuie pozitiv la procesele de detoxifiere din ficat. Fitonutrienții conținuți sunt relativ stabili și rezistă bine preparării termice. Este foarte gustoasă, bogată în vitamine, minerale, antioxidanți și fibre, dar cu foarte puține calorii. Nu e dificil de preparat și se consumă cu plăcere. Să trecem la treabă! Pentru această rețetă vom folosi următoarele ingrediente: 400 de grame de brocoli, 200 de grame de conopidă, 200 de grame de rădăcină de țelină, 10 frunze de spanac, 3 cartofi, praz, jumătate de ceapă roșie, un cățel de usturoi, 500 de mililitri de apă filtrată, iar pentru un gust mai intens vom pune puțină sare și 50 de grame de parmezan. În continuare vom tăia legumele cu bulețe. Cât voi tăia legumele, vreau să vă spun lucruri interesante despre fiecare ingredient în parte, curiozități pe care probabil nu le știați. Să începem cu cartoful. Cartoful a fost prima legumă cultivată în spațiu. NASA și o universitate din Wisconsin, Statele Unite ale Americii, au creat o tehnologie care să le permită astronauților să se hrănească sănătos în timpul călătoriilor lungi prin spațiu. Țelina este o legumă cu calorii negative, adică organismul arde mai multe calorii în procesul de digerare decât ne oferă leguma. În medicina indiană, aceasta este considerată o legumă răcoritoare, fiind recomandată pentru a calma excesul de căldură în organism. În cultura populară se spune că prazul ar avea proprietăți afrodiziace, fiind asociat cu dragostea și pasiunea. Să trecem la brocoli. Apropo de brocoli, acesta înseamnă sănătate pentru oase, pentru că este leguma cu cel mai mare conținut de calciu. Mai mult, cantitatea mare de vitamina C pe care o conține brocoli ajută organismul să absorbă mai eficient fierul și calciul oferit de această legumă verde. Așa că, dragi părinți, îndemnați copiii să mănânce brocoli. În trecut, frunzele de mărar erau folosite ca leac pentru durerile de dinți. Acum că avem totul pregătit, vom pune legumele la fiert pentru 25 de minute. Vom începe cu rădăcinoasele, iar după 5 minute adăugăm și restul legumelor. Pentru asta vom avea nevoie de 2 pahare de apă, iar la sfârșit, când totul este fiert, ne vine în ajutor un blender. Să începem! Dar pentru că trăim în era tehnologiilor în care acestea ne ușurează viața, eu voi apela la unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din bucătărie, care va fierbe și va mixa supa în locul meu. Așa că eu deocamdată nu mai am nevoie de el. În mod clasic, pentru supa de legume acestea se fierb timp de 30 de minute, apoi mixăm cu un blender toată compoziția. În cazul nostru, prepararea va dura mai puțin. Am pus puțină pauză pentru că legumele sunt pentru sănătate, dar parmezanul este pentru suflet. Așa că vom adăuga puțin aici.
Iar acum a venit momentul să gustăm. Are o culoare frumoasă, verde, așa că m-am asortat cu supa. Acum hai să gustăm. Interesant gust. Totuși o supă de legume, nu putem să mă aștept ca să aibă gust ca zeaba cu carne. Cei care sunt la dietă, cred că cu plăcere ar consuma o asemenea supă, dar și cei care vor face o cură de detox. Așa că vă recomand cu încredere.